Hei, bună, să se bine astăzi, o să fac colecția mea de squishuri, my squishy collection, oricum, dacă o squishy collection. Uite ce am să zic. Mă rog doar că squishy collection pe română, înseamnă colecția mea de squishuri și squishy și da. Prima oară, înainte să începem videoul, vreau să vă rog să dați like și un comentariu jos și subscribe, pentru că da, și să scrieți în comentarii câte squish-uri credeți că am. Ok, gen acum nu o să vă... Gen acum nu o să vă puneți să numărați toate squish-urile, că le-am aruncat așa, gen, nu o să le puteți număra, da. Haideți să începem. Primul squish este aceasta. Primul squish este această pisicuță de mare, cred, sau sirenă, pisicuță, habar n-am, dar e o pisicuță. Este destul de slow rising. Miroase a ceva dulce, a șocobonț. Și, da, e de a, nu știu dacă vedeți, squishy delish. Nu focalizează, scrie foarte mic, dar e cute. Și fină, dar nu e soft, e tare, deci... Următorul este dinte cariat, care mi se pare ceva ciudat la el, pentru că... E un dinte cariat. Și are dinți. La gură are un dinte mic. Nu știu dacă îl puteți observa. Asta chiar e destul de slow, rising, mai spune decât... această pisicuță de mare. Oricum, deci asta miroase un brânză. Și nu brânză. E regina dintre lor cariați, mă rog. Ok, apoi am acest măr. Care miroase a măr. Și destul de slow rising. Îl am de la mall. Nu știu dacă este fix sau real. A, da, dar e super moale și soft. Soft înseamnă moale, deci. Și e și foarte fin. Ok, apoi am acest squishy care mi-a bătut joc de el. Gen, nu mi-l place deloc, uitați pe aici. Îmi făcea că l-am primit, ăsta a fost primul nou squishy, dar... Se, eu... am colorat. Și se simte foarte scârbos când pui mâna pe el, nu e deloc fin. Și tare, nu e soft, nu mi-e place deloc, e o prostie. Nu știu de ce l-am luat. Ok, apoi am această varză. Care e destul de drăguță. E destul de slow rising. Doar că... Aici este sticky, e picioasă. Și nu e prea fină, dar e moale. Chiar e moale. Un panda bun. Panda bun. Și bun înseamnă chiflă, deci. Chiflă, chiflă panda, panda chiflă. Ok. E destul de slow rising pentru un panda bun. Și îmi place să fac așa cu logo-ul lor. Ok, am lăsat așa cu pe logo-ul lor. Și am văzut că multe oameni țin așa. Dacă mie nu-mi place, că mă geniază. Deja s-a luat foarte mult din accesibil, doar că ăsta e mult mai drăguț decât celălalt. Miroase a biscuiți. Efectiv, a biscuiți. E cute. Și destul de lipicios, dar nu prea e soft și nu e fin. Ai, nu-mi place la asta. Ok, următorul este acest porc galaxy, care ce e mov, nu prea se vede mov, și ce e albastru. Asta e chiar destul de slow rising, gen, îl am din, eu, l-am văzut în ură, dar l-am primit. Și miroase a căpșun, știu, e un porc, dar nu punea miros de porc în el.
foarte soft și fin. Apoi am o maidita înghețată care e mai mare decât capul meu. Și asta a înghețată cu ciocolată albă belgeană pentru că ieri, alaltă ieri, vineri am fost la mall și am mâncat înghețată cu ciocolată albă belgeană și miroase la fel. Nu e prea slow rising, doar că mi-o place destul de mult. E foarte soft. Și pufoasă, deci se aude ciudat. Nu știu dacă voi auzi, dar se aude ciudat. Dar chiar e cute această înghițată. Apoi am această înghițată care e foarte tare, gen, e atât de tare. E foarte tare și nici nu prea e slow rising, dar e fină, gen, nu prea mă place și nu prea am ce discuta despre ea, deci... A picat până sub dulap. Ok, apoi am acest cartofi care am de pe un site, un nice gift. O să vă pun în descriere, multe squishuri am de pe nice gift. O să vă pun în descriere site-ul lor. Cum puteți să scrie? Sunt destul de slow rising și miros a caramel și miros foarte bine. Și sunt și fin și soft. Sunt și soft. Am un pui care zici că s-a îmbrăcat pentru un festival de grădină și s-a îmbrăcat într-o salopetă de grădină, dar mă rog, e destul de cute. Îmi place să-i fac scurile la ciocul lui. Și chiar și chestia asta de aici e slow rising. S-o rătesc? Miroase a struguri. A, ce bine miroase. Miroase a struguri. Și e super slow rising. Și și soft și fin. Asta e chiar un squishy foarte cute și nu are nicio ruptură. Până acum niciun squishy nu are nicio ruptură. Apoi am acest hamburger pisică, după care am stat 3 săptămâni să mi-l aducă. De pe Nice Gift am cumpărat la prima oară. Și ăsta a fost primul meu squishy atât de slow rising. Și mă rog să căpșuni și soft. Și fin și... Asta nu ar trebui să fie carnea, doar că... Apoi am această înghețată mai mică decât cea mare, mai mică decât cea mare, care mare e 22 de centimetri sau 28, nu mai știu. E cute. Deci miroase oribil, efectiv oribil. E destul de tare, gen e dense, e greu de squishuit. E destul de tare, ceea ce nu prea place la ea, dar e fină. Punem acest creion care e roz, creion roz, dar în cameră se vede mov. Oare nu de ce? Asta e rupt. Și nu e prea slow rising, dar că îmi place cum se aude așa. Are plasă pe el. Folie. Și ăsta chiar e moale și fin, pentru că are folie și e fin, da. Și apoi am această ciupercuță care e chiar foarte slow rising. Nu chiar. Dar e cute. Și miroase, nu prea are miros, dar aici are așa de folie, are mânuțe, are față, e soft, e moale. Soft înseamnă moale! Și e și fină. E cute ciupercuța, chiar e drăguță. Apoi am această pită cu ou care... Da, e foarte cât fața mea, nu chiar, nu chiar. Ok, e destul de slow rising. Și mi-e miroase a gumă Huba Buba. Se simte ca obezia, exact ca obezia. Și cute. Apoi am această caracatiță care cred că e calamar, mai mult nu știu. Are aici inimioară verzi. Am luat-o pe verde pentru că era pe roz și n-am văzut pe roz și am luat-o pe verde. E destul de slow rising, e moale și fină. E cute.
Poi am încercat cu Gastro Panda, că nu prea Slow Rising, iar și are folie, e ruptă. Miroase căpșuni. Nu, miroase sus normal, dacă pe mine mă amețește mirosul ăsta. E moale și nu e... Nu prea e fină. Este ciocolată de căpșuni, care e foarte moale și foarte slow rising. Și miroase căpșuni și e soft. Am zis soft, moale, deci... Oh, Doamne, creierul ăsta nu rimează nimic! Mă rog și... stai, cum te ajungă să spun. A, da, și e fină. Am acest unicorn pe lună, care e destul de defecte, dar că e drăguț. Nu prea miroase nimic. Ceea ce îmi place cel mai mult la ăsta este că pot să fac chestia asta cu el. Și asta... Îmi place că se dă ca un leagăn de la așa gen cute. E destul de tare, dar e fin. Apoi am pita un scuși pita haia, care e destul de slow rising. E fin, dar iarăși e destul de tare de scuși de greu. Și miroase ciudat, nu știu ce miroase, dar miroase bine. Ok, pita haia, I see you, I see you. Apoi am acest Panda Galaxy care aici e roz. Și miroase a șampon și e moale și cute și fin. L-am tot din euro. La multe squish n-am zis de unde le-am. O să vă pun link-ul în descriere de unde le-am. Apoi am acest urs gigantic roz care e cât palma mea. E destul de slow. E foarte slow rising și nu l-am văzut pe niciunde. Și miroase atât de bine, miroase a căpșune, efectiv a rai. Și e unul dintre preferatele mele scuși, al doilea scuși preferat. Și e foarte fin, gen și se aude. E și moale și se văd urmele de la deget pe el. Ok, apoi am acest delfin cu o pălărie, care e chiar foarte slow rising. E fain să pui mâna aici. Se ridică, nu prea este slow rising. Și aici are folie. Miroase al squishy normal și mie nu prea-mi place. Mai mult cred că este magician, dar e tare, genul e soft și fin e. Da, e fin. Iu, are gust oribil. Ok, apoi am acest popcorn fake, care miroase iarăși atunci și normal amețitor. E destul de slow rising. Nu prea. Nu prea slow rising. E fin, dar e moale. Da, e moale. Eu pot să zic că e moale. Ok, apoi am această vestea care ia vreo cât capul meu. Și miroase mereve. Da, miroase mereve. Și destul de slow rising. E moale, e pufoasă chiar. Și e fină. Și soft. Ok, apoi am acest panda care e super mare și gras. Și nu prea slow rising. Dar miroase a căpșuni. E greu să strânge tare. Dar e fin și slow rising puțin. Dar e cute și mai l-am dorit de mult. Ultimul și preferatul meu este acesta. Este din America. E chiar foarte slow rising și... It's so soft! E foarte moale și unicornul arată... Cornul arată ca un... Caca aurit, dar totul ador și are foarte mult trandafiri. Și... trebuie să stau după el. Și e cel mai frumos și care l-am văzut vreodată. Și mi se văd urmele de la deget pe el. Deci e super tare!